La jumătatea anului școlar au apărut și alte probleme, pe lângă cele legate de reluarea cursurilor față în față sau a celor legate de imposibilitatea încheierii situației școlare a unor elevi. În aceste zile, numeroși elevi, părinți, dar și cadre didactice și reprezentanții ai autorităților locale sunt indignați de propunerea Inspectoratului Școlar Județean de desființare a mai multor clase de a noua, începând cu anul școlar viitor. Se dorește reducerea, începând cu anul școlar 2021-2022, aproape 50 de clase de a noua, iar unul dintre motive ar fi scăderea numărului de elevi. Ce este interesant este faptul că pe listă se regăsesc și instituțiile de învățământ pentru care există mare interes din partea elevilor. Și vorbim aici în special de colegiile băimărene, Vasile Lucaciu, Gheorghe Șincai și Colegiul de Arte. Avem trei specializări care sunt unice pe județ. Avem clasă de muzică, arte plastice, a doua clasă și a treia arhitectură și design. Și avem aceste trei specializări de ani buni, de zile, avem o tradiție în sensul ăsta și suntem recunoscuți și apreciați în învățământul universitar de profil. Două variante ar fi dacă discutăm de reducere, ori se comasează specializări, ori dispare una, dar nu știu care poate să dispară pentru că dorințe există pentru toate cele trei. Deci mai degrabă s-ar merge spre comasări dacă se ajunge acolo. Colegiul Național Vasile Lucaciu rămâne fără două clase de a noua, adică 50 de elevi nu vor mai avea posibilitatea să învețe la această instituție de învățământ de prestigiu. Camelia Bogdan, directorul instituției, nu a putut fi contactată pentru un punct de vedere în acest sens și la Liceul Tehnologic Alexiu Berindei Seini ar trebui să se reducă clasele. Asta după ce în ultimii ani în instituția de învățământ s-au investit sume consistente pentru dotări și atragerea unui număr mai mare de elevi spre învățământul agricol. Am fost invitată să particip la Consiliul de Administrație al Liceului Tehnologic Agricol Alexiu Berinde și mi-am susținut punctul de vedere. Mă bucur că punctul meu de vedere a fost votat în unanimitate de către cei prezenți, respectiv păstrarea tuturor claselor existente în acest moment la liceul nostru, adică trei clase, economică, agricol și profesională, cu profil mecanică agricolă, în folosul elevilor, părinților și profesorilor. Consider nedreaptă decizia ISJ Maramureș și una abuzivă în condițiile în care creșterea învățământului din Seini s-a datorat efort pe care le-am făcut noi pe plan local, întreaga comunitate. A explicat Gabriela Tulbure, primarul orașului Sein și unul dintre susținătorii instituției de învățământ. Sindicatul Liber din Învățământ consideră că ar trebui să fie redus numărul de clase. Avem un număr de elevi de clasa a noua pentru anul școlar următor redus față de numărul de elevi din acest an. Despre ce este vorba? În urmă cu 8 ani au avut posibilitatea elevii de a opta pentru clasa 1 și clasa pregătitoare. De aceea ne aflăm acum în această situație și în județul Maramureș avem cu 1391 de elevi mai puțin. Sunt vizate toate liceele din județ. S-a redus câte o clasă la fiecare liceu, indiferent de profil. Deci, din păcate, până la modificarea ordinului, vorbesc cifrele, în afară de, să zic așa, un principiu care s-a aplicat și s-a redus la fiecare liceu câte o clasă, au fost și licee, așa cum ați amintit și dumneavoastră, unde s-au redus două clase, ținându-se cont în această situație de impactul asupra normelor titularilor. Liderul SLI așteaptă însă o altă variantă pentru ajustarea planului de școlarizare pentru anul viitor și Asociația Elevilor Maramureș contestă reducerea numărului de clase. Mai trebuie spus că au fost inițiate și petiții online pentru păstrarea numărului de clase actual. Rămâne de văzut ce decizii se vor lua în aceste zile.